Marți 1 iulie a avut loc susținerea probei obligatorii a profilului matematică sau istorie din cadrul sesiunii de vară a bacalaureatului. 7 elevi, din care unul din roman, au fost eliminați din concurs. La examen au fost înscriși 4.223 de candidați, fiind prezenți doar 4.044. Au fost eliminați în total 7 candidați, 2 de la Liceul Carol din Bicaz, 4 de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Borca și unul de la Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman. Candidații din Bicaz au fost eliminați din examen deoarece au schimbat ciornele între ei. Elevul de la Miron Costin a fost eliminat deoarece i-a sunat telefonul în timpul desfășurării probei. La Borca, elevii au fost părâți. Astfel, în urma unei sesizări s-au făcut percheziția asupra a 4 tineri care merseseră la toaletă, iar asupra lor s-au găsit telefoane mobile și căști. La Borca, perchezițiile s-au efectuat de către polițiști.